Săptămâna aceasta este o săptămână plină de evenimente în cadrul asociației CRP Elena Cuza. În primul rând, o săptămână dedicată copiilor din cele trei manifestări sportive, șahul, tenisul de masă și crosul. După cum știți, la centrul militar, cercul militar mai bine zis, unde ne aflăm în prezent, s-a organizat concursul de șah. Trebuie să mulțumim conducerii cercului militar pentru găzduire și pentru faptul că prin cei doi profesori de șah, care în realitate sunt ingineri și subingineri, domnul Mocam și domnul Cristea, cercul militar a contribuit la buna desfășurare și organizare a acestui concurs. Concurs dedicat copiilor de la 3 ani până la 18 ani. Din păcate, deși ne-am așteptat la o concurență numeroasă, așa, la acest concurs au participat doar 24 de copii. Cred eu că această lună iunie corespunde cu examene la clasa 8-a, cu examene la clasa 4-a, cu examene la bacalaureat, examene și examene. Este luna examenelor, luna în care se vede rodul profesorilor, zic eu. Pentru că eu am fost cadru didactic, și exact cum spune un consilier de-al meu, consilier șef, copilul, elevul, trebuie să fie iubit de-al profesorului. Mai multe lucruri zic și dumneavoastră ce urmează. Și acum, după cum știți, este viață, este piatra de încercare a inteligenței, jocul de șah ne ajută să avem o personalitate multiplă, să avem o gândire strategică și nu inferioară. Șahul este un joc util și onest, indispensabil în educarea celor tineri. V-am dat câteva citate celebre din oameni celebri, ca Simon Bolivar, Goethe și alți filozofi din filozofia clasică germană. De asemenea, ultimul citat este a unui mare luptător din America de Sud, Simon Bolivar. Trebuie să aplaudăm acești copii minunați, viitorul de mâine. Și permiteți-mi să citesc un citat din Thomas Hulis, în care spune așa: tabla de șah este lumea, piesele sunt fenomenele Universului, regulile jocului suntem ceea ce noi numim legile naturii. Jucătorul, de pe cealaltă parte, stă ascuns, știm că jocul lui este totdeauna corect, normal, perseverent. Dar mai știm și că, spre dauna noastră, el nu trece niciodată cu vederea vreo greșeală și nici nu face vreo concesie cât de mică ignoranță. Deci eu cred că acest citat este de pline învățăminte. Ar trebui să fie o pildă pentru guvernanții noștri care au uitat de familie, care au uitat de copii și se gândesc numai la interesele lor personale. Chiar dacă suntem în această adunare, și RP-ul nu face politică, dar ne putem exprima opiniile și gândurile. Consider, din punctul meu de vedere personal, nu a Consiliului Director, că după anul 1990 a fost uitată familia, au fost uitați copiii și mai vrem și natalitate, mai vrem și mulți copii, dar cu ce? Pentru că vedeți că trebuie să avem mereu să ne gândim la ziua de mâine. Dacă înainte de 90, chiar dacă unii dumneavoastră să mă credeți comunist, sau ce să spuneți dumneavoastră ziua dumneavoastră, înainte de 90, n-aveți grijă la zile de mâine,
aveai o casă, aveai o butelie, aveai un bloc, aveai să-l cumperi, aveai un serviciu stabil, un serviciu stabil. Gândiți-vă la acest oraș minunat care este Vârlaru, cum avea 13.000 de muncitori, de personal angajat la SC Romenți, cum se cheamă acum, la fosta fabrică de Romenți Vârlaru, care avea relații peste 83 de țări. Și ce a ajuns? Vârlaru. Dacă o să continuă în acest rit și o să fim supuși austrieci, că deja noi am devenit colonie, o să ajungem ca un sat. Și așa va ajunge toată țara asta românească, dacă nu ne trezim. Și să trecem la cele mai bune. Eu am în față aici clasamentul, dar înainte de a trece la premiere, mulțumim încă o dată gazdei noastre și rog pe domnul Ursu să ia cuvântul. Ca de fiecare dată, cele două instituții, Cercul Militar Bârlad, respectiv CRP Bârlad, conlucrează și coordonează acești micuți îngerași, aș putea spune, spre tainele șahului și în decursul anului calendaristic ne întâlnim la câteva ediții concurs ale șahului în iarnă de Crăciun, acum de Ziua Copilului, am mai avut și în primăvară și de fiecare dată aș dori ca numărul lor să crească, dar se pare că e o stagnare și în acest domeniu. Rog și copiii și părinții care sunt adepții acestui sport să facă eu știu cunoscută acest club de șah care operează la Cercul Militar Bârlad, pentru că îi vedeți, acest sport al minții îi va face oameni de nădejde și pe care să trebuie să îi viitor. Vă mulțumesc că i-ați înscris la acest concurs. Vă mulțumesc că îi susțineți de fiecare dată și îi așteptăm în număr din ce în ce mai mare. Vă mulțumesc! Această conlucrare, comuniune, corelație dintre asociația noastră a pensionarilor și Cercul Militar se datorează în primul rând faptului că doi din consilierii noștri, respectiv domnul Fitcal Mircea și domnul Râncu, sunt ofițeri în rezervă, cadre militare care au activat aici, la Bârlad. De asemenea, această comuniune se datorează și faptului că, și dumneavoastră știți foarte bine, că 90% din cadrele militare, atât în rezervă cât și activ, sunt membri ai casei de ajutor reciproc, că le-a pus la Bârlad. Și tocmai datorită acestui fapt, am reușit să încercăm această colaborare și sperăm și în viitor să colaborăm, bineînțeles, sprijinându-ne reciproc. Toate aceste concursuri, dumneavoastră știți că se organizează numai în urma obținerii unor sponsorizări și donații. Poate, dacă tot suntem la acest concurs, poate cineva a spus de ce nu am organizat în luna martie concursul primăverii sau mărțișorului. Nu l-am organizat datorită faptului că nu am avut sponsori și donatori și, în al doilea rând, pentru că majoritatea celor care concurează, mă refer la cei adulți, nu-și plătesc cotizații și contribuții la zi. Și am zis că Dumnezeu n-are de unde să-ți dea dacă nici tu nu contribui și pui ceva. Știți, dacă o să citiți un articol de-a meu din viața noastră, la câteva numere, nici ceva nu e gratis. Nici ceva, bala nu-i gratis. Deci, mai mult nu vă spun. Și o să începem și o să rog pe domnul Ursus să mâneze diplomele de participare copiilor care nu au obținut locurile fruntașe. De asemenea, țin să vă amintesc că fiecare copil va primi câte o monografie din acasă și ultimele două numere ale revistei, precum și
câte o pungă cu dulce. Rog pe domnul Pitcal să mănâncă dulcele, domnul Osu, diplomat, domnul Rătu. Da, diploma de participare se acordă elevului Crăciun Corneliu Alexandru, clasa 5 a școala gimnazială Vasile Pârvan. Făcum azi văzut la fiecare copil am pus și când un însemn al ce are pe unul se țină minte. Adică aduce minte atât de țara noastră, să dezvoltăm și spiritul patriotic și dumneavoastră, părinții, aș avea rugămintea, că suntem ca de aceeași vârstă majoritatea, să nu uităm că am fost patrioți. Să nu uităm că suntem români. Că altfel vom ajunge ca un, precum popoare migratoare. Noi trebuie să luptăm noi. Libertatea nu trebuie să ne impună nimeni. Trebuie să ne câștigăm noi. Continuăm cu elevul Romaneț Alexandru Antonio, clasa a 6-a, școala gimnazială Vasile Pârvan. Răducanu Iustin Mihăiță, clasa a 6-a, școala gimnazială Vasile Pârvan. Mântână David Gabriel, clasa a 2-a, STEP, școala gimnazială Episcop Iacov Cardonie. Eleva Ștefăniță Darie Ștefania, clasa a 4-a, e școala gimnazială Episcop Iacov Cardonie. Topală Alexandru Ștefan, clasa 1-a C, școala gimnazială Episcop Iacov Antonovici. Este? Dacă s-a îndreptat, domnul. Munteanu Elena, clasa 1-a B, școala gimnazială Iorgo Radu. Bișan Răzvan, clasa a 4-a, școala gimnazială Manolache Costache Bureanu. Răducanu Antonio Andrei, clasa 1-a C. Obreja Luis. Moșneagu Ștefan, clasa 0, pregătitoare, școala gimnazială George Tudoreanu. Dai Botega, da, uite, uite, dă-i Lupu Mihnea Teodor. Clasa 1-a, școala de muzică și a cântat de Geneva Liza. Iordan Luca Dragoș. Clasa 3-a, școala gimnazială de Sofia Cotonă. Danila Matei Constantin, clasa a 2-a, școala gimnazială George Tudoreanu. Clasa a 2-a. Școala de muzică și arte plastice în Venezuela. Trecem la... Da, da.
Trecem la premierea participanților. Puțină liniște, vă rog. Vă rugăm frumos, vă uitați după aia. Mai sunt și alți concurenți, da? Fiind liniște, da? La clasa pregătitoare, locul întâi, Moșneagu Ștefan, școala gimnazială George Tutoveanu. Rog pe domnul profesor Mocanu să fără lume să dea medalia. E medalia de aur. Ești diplomat? Băi, lasă-mă, ce asta e? Asta e important. Ia, eu te așa, te arată la doamnă, eu fac la doamnă. Așa, uite și la domnul, uite și la domnul, acolo, la cameră, uite așa. Hai, pac, pac, așa, trăiești. Ștefan. Am uitat să mai spun, bine, intenționat am spus, premianții vor primi și câte un ajutor nerambursabil, locul 1 de 40 de lei, locul 2 30 și locul 3 20 de lei. Toate acestea vor apărea evidențiate la bunici, părinți sau nepoți. Adică o să le apară acolo pentru nepot, pentru fiu. Clasele 1-4. Începe de la locul 3. Premierea o să o facă domnul Cristea. Eu o să mânez diplomele. Dulciurile domnul Pitca și monografia. Deci, stați așa, ca să faci. Acolo? Da. Deci, locul 3. Manolache Constantin Pureanu, școala gimnazială, clasa a doua C, Agache Vasile. Vasilica? Întoarce cap aici la mine. Hai. Pe vora și pe domnul Vasile. Locul 2. Tot de la aceeași școală, clasa a treia, elevul Vasilescu Ioan Justin. Joc mai atent, ne-a dat să iei locul 1, da? Și pentru că am primit o vârstă frumoasă de 10 ani, dar m-am uitat în timpul concursului, vreau să-i fac și eu un pic, dar o carte de șapte, da? La mulți ani! Stai! Tot locul 2. Tot locul 2. La egalitate de puncte. La egalitate de puncte. Bâncu Bogdan Ștefan, clasa a doua, de la aceeași școală. O școală prolifică, văd că... La sportul minunat. Trebuia să ia și un copil, dacă vrea să încerc. La ultima parte, nu ne-a zis. La ultima parte, nu mai țin. Felicitări. O s-a văzut medalia. Și locul întâi, nu mai spun școala, e tot Iacob Antonovici. Tu, cine ești tu? Postolache Sebastian Andrei, clasa a treia ce? Nu
Mergem la gimnaziu. La gimnaziu locul 3, clasa a 6-a. Școala Episcop Iacov Antonovici, Costache Andrei. Locul 2. Marian Robert Justin. Jean Dragos Cezar, Școala Gimnazială numărul 15, Buzău. Nu mă, când nu-i bată noi. Unicul nu ești? Unicul nu ești? Da? Unicul ne rugea are la noi. Dacă a venit bunicul cu amândoi nepoții. Că nu ai venit. Felicitări. Ce s-ar face să acum trebuie să mulțumim și să răsplătim pe cei doi instructori, arbitri, ingineri, respectiv pe domnul Mocanu Ioan, și domnul ingineri, în centru de șeful de colaborare în dezvoltarea relației cu asociația noastră și pentru bună organizare a concursului de șac, Tinere Vlăstare, ediția a treia. De asemenea, o diplomă de merit acordăm și domnului Cristian Negrăvaș. Așteptăm copiii la Crăciun, când sigur vom organiza un nou concurs de șac împreună cu Centrul Militar. Tot la aceeași locație, numai că aștept sugestii și propuneri din partea dumneavoastră, dacă vom organiza acest concurs la începutul lunii decembrie, la mijlocul lunii decembrie, sau înainte de sărbători, Crăciun și Anul Nou. Acum nu mai știu că semestrul este școlar, când îți fi 22 decembrie, când îți fi 10 decembrie, când îți fi 15, nu mai știi. Dar rugămintea mea este să colaborați cu cei doi cu care noi vom continua colaborarea pentru a stabili comun acord
program bine definit, având în vedere că și cercul militar a văzut că are program. Thank you.